Azi dimineață, pe bulevardul Roman Mușat, la intersecția Pascal, un bărbat în vârstă de 46 de ani din Roman, aflat la volanul unui autoturism, nu a respectat distanța regulamentară în trafic și a intrat în partea din spate a mașinii care circula în fața sa și care era condusă de o femeie în vârstă de 38 de ani din Tămășeni. În urma coliziunii, femeia a fost ușor rănită, fiind transportată cu ambulanța la spitalul municipal. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.